Ce oameni de munte sunteți voi cei care lăsați gunoaie peste tot după voi? Dacă ați urcat cu 5 kg de mâncare, cu siguranță puteți să coborâți cu 500 de grame de resturi și ambalaje. Vă rugăm să scoateți deșeurile din Parcul Național Retezat. Este mesajul pe care l-au transmis reprezentanții parcului după ce au avut neplăcuta surpriză de a descoperi mormane de gunoaie lăsate în refugiul Zănoaga de către turiști certați cu bunul simț. Rangerii Alin Dăjulesc și Danciu Bogdan au urcat la refugiul Zănoaga și au igienizat locul după ce au fost anunțați de colegii de la Salvamont Hunedoara de mizeria lăsată de turiști în anexa refugiului. De asemenea, au reparat temporar acoperișul refugiului până vor căra materialele necesare pentru a finaliza lucrarea. Mulțumim mult! De ce e important să scoatem gunoiul din Parcul Național Retezat? Minim impact uman. Vrem să păstrăm sălbăticia naturii, să evităm apariția urșilor gunoieri care, în căutarea mâncării, ar sfâșia ulterior corturile și rucsacurile turiștilor. Aceste măsuri preventive de scoaterea deșeurilor din Parcul Național Retezat sunt luate atât pentru siguranța omului, cât și a locuitorilor permanenți din Retezat, au transmis reprezentanții Parcului Național Retezat.